Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Crista Rot. Vă voi face astăzi predicțiile în cafea pentru cei care sunteți născuți în Zodia Fecioare sau care aveți ascendentul în Zodia Fecioare. Și să vedem ce spune ceașca de cafea. Va fi o predicție pentru viitorul apropiat, următoarele zile, săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie. Din păcate, o ceașcă destul de neagră, dar să vedem de ce. În casă vă vin vești. Aveți o victorie, un succes, o reușită sau o litră de vă vine repede o veste. Voi ați trecut poate și pentru niște necazuri aici, prin niște greutăți, da? Da, e posibil ca în această perioadă care urmează voi să treceți prin niște decizii, niște greutăți, poate și legate. Aici văd și pe cineva din Taur, Berbec. Poate să fie și o ospitalizare a cuiva, o boală a cuiva, cineva care poate este bolnav. Poate să... Aici văd parcă și o biserică, o mănăstire, nu știu ce, vă duceți undeva, sau aveți o cabană undeva la munte, undeva mai sus, vă duceți acolo, vă retrage, sunt vești, niște păsări, aici apar niște lucruri neplăcute pentru voi, veți afla vești neplăcute. Poate și de moartea cuiva, că parcă sunt mai multe persoane care se dau mâinile, se țin de mână așa, parcă sunt aici și urmează o perioadă destul de grea, de dificilă pentru voi, prin care veți trece, vă trebuie mai multă credință, veți depăși, are legătură și cu dragostea, dar și cu sănătatea. Treceți prin niște hotărâri aici legate poate și de o verighetă. Treceți prin niște dificultăți, să știți. Niște ochi răi care se uită pe voi, aveți o dușmănie. O berighetă ruptă, poate sunteți singuri unii dintre voi aici. Cei care sunteți într-o relație, poate va trebui să luați niște hotărâri legate de această berighetă sau aveți neînțelegeri. Sau aveți probleme de sănătate cu partenerul. Sau, da, deci aici niște probleme și de sănătate, am zis, și de inimă, vești, niște vești neplăcute care vin. Cineva care se uită urât pe voi, în casă vă vin niște musafiri, două daruri vă vin în casă, unul mai mare, unul mai mic. Vă ținde și voi o țintă, deci o reușită veți avea un 3, 33, 30, o literă de C, o dragoste, cineva vă oferă o dragoste, o cupă, da? Deci vă ofer o dragoste cineva, veți avea niște reușite, trifoi cu patru foi, chei, veți afla niște secrete și aveți și trifoi cu patru foi, deci aveți noroc, oportunități legate de muncă, de câștiguri, de schimbări, să faceți niște schimbări, depinde de voi că aveți un doi, o îndoială, dar aveți și trei reușite, iară trei, 33, un I, un C, un D, un F, iar o inimă, un secret care îl țineți pe inimă pentru o dragoste frumoasă, albă, frumoasă, dar e îngreunată, îngreunată, are o greutate pe ea, o pisică neagră deasupra. E și magie aici la voi, cred că ceva necurat, magie neagră, ceva, o buclă neagră, deci ceva întunecat va pasă pe voi în viitor apropiat, vă va apăsa o greu, o pâclă, parcă acolo, o zonă în care sunteți voi, nu știu ce să zic că e acolo. Parcă s-a creat așa un zid să nu se vadă prea multe lucruri. Știți cum este? E ca și cum ați face... Știți cum făceam și la școală când eram noi copii, cu colile de hârtie le împătuream în mai multe părți și apoi le tăiam cu foarfeca pe la colțul și când le desfăceam ieșeau așa cu găurele pântre ele, da? Deci vedeți aici este ca o plasă, atenți să nu intrați într-o plasă de păianjă, să nu intrați în niște... Sunt aici niște situații în care nu vedeți prea clar niște situații. Va trebui să vă faceți o clarificare, să luați o hotărâre, să clarificați ceva legat de casă, de familie, de o situație cu prietenii în casă, nu, cu familia mai degrabă zice că e aici. Da, deci, sau legat de o casă, de o situație materială aici, mă vine
aveți și o vulpe în casă care vă vine sau care este în casă la voi, pentru că acum mă văd în casă, o pisică pe albă, o persoană care se dă cu binele pe lângă voi în casă, dar da, și daruri, am zis, nu vă lipsesc darurile. Noroc aveți, iară vă apare. Aveți și pe un noroc aici, cineva vă ispitește, vedeți ce ispită primiți, că cineva vă ispitește, e un noroc într-adevăr, dar are două capete, joacă la două capete, la un capăt e o verighetă, la alt capăt e o altă verighetă. Sau veți avea o noroc de două căsătorii, noroc de două oferte de căsătorie, nu știu ce să zic. Un telefon, o veste, aflați vești, o schimbare pe care trebuie să o faceți, sunteți într-o balanță, într-o cumpănă, ori aveți de-a face cu balanțe, niște opturi, hotărâri, iară trebuie să luați legat de niște bani, de o dragoste, de sănătate, trebuie să luați o hotărâri poate și legate de sănătate, poate chiar de o intervenție chirurgicală legată de sănătate, dar dacă o faceți, va fi cu bine. Se rezolvă situația cu bine, că urmează apoi, începeți în sfârșit să vă liniștiți, să vă limpeziți, să vă să clarificați, veți face drumuri. Drumuri aveți mai scurte, dar aici o perioadă aveți parcă blocat într-un fel drumurile. Parcă nu vedeți, nu mai vedeți soluții. Aveți prea multe discuții, vorbe, sau veți face niște drumuri, dar pot să fie foarte aglomerate, cu blocaje, cu controle pe drumuri, poate să fie și asta. În orice caz, apoi vă veți liniști, vă veți arisi, veți avea noroc, da, niște, veți avea două drumuri de făcut, vă veți, la un drum vă veți da mari, vă veți mândri, vă veți fi făloși, văd aici, ori purtați ochelari, ori trebuie să vă uitați mai cu atenție la niște situații. Văd aici niște persoane, faceți cunoștință cu cineva necunoscut care vă aduce un noroc de dar, de afacere, ce va rezolva ceva, faceți o afacere cu case, nu știu, cu terenul, cu pământ, ceva, că aici văd niște case, acoperișuri, darurile astea, aceste schimbări care le faceți. Deci drumurile astea care le veți face vor fi cu reușită. Păi aici, iară, oricum auziți de vreo accident, incident, ceva, văd și un scorpion. Ce mai văd aici? Niște pantofi cu toc. Parcă zici că sunt două persoane căzute. Sau un avion căzut, nu știu ce să zic. Aflați ceva vești neplăcute, în orice caz, poate să fie vorba și de o catastrofă, ceva, de un incident, accident, o greutate, parcă vine așa grămadă una peste alta. Aflați de ceva care nu... Sau atenție cum conduceți voi, dacă conduceți mașina. Iar vă duceți undeva la o cabană, la o căsuță, undeva, vă duceți undeva... Vedeți să nu duceți mai mult decât puteți duce, să nu munciți mai mult decât puteți, să nu vă obosiți foarte tare. Aveți de-a face și cu o persoană mândră, o persoană foarte făloasă, o persoană poate și din alta societate, cineva care se împăunează, o chitară, o veste, cineva care, ori vă duceți undeva care, unde se cântă la chitară, ori aveți de-a face cu cineva care cântă la chitară, vă cântă la chitară, vă face o serenadă, da, deci aici aveți... Iar o întâlnire cu cineva, chei secrete, iar aflați niște vești, un S, un C, un telefon, o veste, un 3, reușite, dar și cu necaz, aflați cineva, vă dă o veste și de o greutate, vă spune ceva de o greutate, vă spune și de o schimbare, de o stabilitate în altă parte, de o mutare în altă parte. Vă trebuie să vă faceți mult, să încercați să vă curățați energiile, că aveți multă energie aici negativă, foarte multă, da? Deci e foarte întunecată ceașca. În inimă aveți una, două, trei telefoane, trei vești care vin una după alta, patru. Și niște călătorii, una, două, trei, patru, cinci. Faceți multe călătorii, multe drumulețe voi.
da? Niște ori negri pe inima voastră, aveți inima foarte negruată, îngrămânată, da? Deci aveți, parcă pe inima voastră stă, a intrat naiba în inima voastră, nu știu ce să zic. Aveți o mare secret acolo ascuns, niște vești, niște... sau aveți o durere pe suflet, ceva, nu știu ce să zic. Posibil și voi să duceți pe suflet poate durerea că ați pierdut pe cineva sau că pierdeți, Doamne ferește să nu auziți o pierdere. Că aveți niște călătorii de făcut, niște vești care tot vin una, două, trei, aveți și niște îndoieli, o veste, o literă de V, o literă de M. Vă dați mâna cu cineva, vă luați în brațe, vă țineți de mână. Cam asta e ce văd și la Zodia Fecioară, deci pentru următoarele zile, săptămâni, până la sfârșitul lunii, deci trebuie să vă curățați aceste energii, că sunteți încărcați de energie negativă, ca să vă puteți liniști gândurile, da? Deci încercați să faceți o dezintoxicare, aerisire, nu știu, respirații profunde, duceți-vă la biserică, că aici nu prea văd nici credință, nici cruci, nu prea aveți credință prea multă voi, vă trebuie mai multă credință. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-ați regăsit în ele pe voi situațiile la care v-ați gândit și că următoarea perioadă, următoarele zile, săptămâni, vă vor aduce numai succes și reușite pe toate planurile. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!